Păcatul ne îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu, de părtășia frățească, de instrumentele harului prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Sursa bucuriei creștine este Dumnezeu, iar izvorul cunoașterii și a părtășiei cu Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și păcatul întotdeauna, când este prezent în viețile noastre, atacă acest izvor și atacă celelalte instrumente care produc bucurie în viața noastră. Când există păcat nerezolvat în viața noastră, vom vedea că citim mai puțin din Scriptură, vom vedea că discutăm mai puțin despre Scriptură, vom vedea că avem mai puțină părtășie, vom vedea că toate instrumentele Harului sunt alterate în viața noastră. Pentru că păcatul vrea să ne țină departe de Dumnezeu, de biserica Lui, de cuvântul Lui Dumnezeu. Vrea să ne fure bucuria și vrea să elimine din viața noastră acele instrumente care pot ca să ne prelucreze încât să avem bucuria în Dumnezeu.